Fica ambasadorului, episodul 51. În timp ce Sankar este întristat de timpul petrecut în afară de Mavi și fica lui. Pe de altă parte, el caută o soluție permanentă pentru a le proteja atât pe Mavi cât și pe Melek. Faptul că ora nașterii este și pe ușă face ca această viață de izolare să fie din ce în ce mai mare pentru Mavi. Atitudinile lui Sedar, mai periculoase și mai dezechilibrate decât înainte, determină până și pe Guven să vrea să scape de el. Totuși, cu informațiile în mână, Sedat, de data asta îl strânge pe Guven. Nimeni nu știe cât de departe ar merge pentru a ajunge la Blue. Elvan știe ce simt mintea și inima lui față de Ahia, când crede că stă în același loc, întâlnește un nou test Dudu. Pașii pe care îi face Ahia vor determina dacă vor promova sau nu acest examen, într-o perioadă în care Sankar și Mavi credeau că pot pune totul în ordine. Totul se întoarce cu susul în jos, cu mișcarea neașteptată a lui Sedat, viața lui Mavi și Melek. În timp ce este în pericol, Sankar începe această cursă contra cronometru pentru a-i salva. Va câștiga eloare?